Bună și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire marca Ce se întâmplă, doctore? Infectarea cu virusul SARS-CoV-2 a provocat o serie de consecințe pe termen lung la pacienții vindecați. Una dintre acestea este și tulburarea de ciclu menstrual. O discutăm astăzi cu dr. Emel Nur Altay, medic specialist obstetrică-ginecologie, șef secție obstetrică în cadrul Spitalului Clinic Sanador. Bună ziua, doamna doctor! Bună ziua din nou! Așa, să ne spuneți care sunt problemele menstruale pe care le-ați constatat la pacientele dumneavoastră care au trecut printr-o infecție cu SARS-CoV-2. Pacientele care au avut o infecție cu virusul SARS-CoV-2 cu varianta primară, să zicem, varianta Wuhan, ca să fim mai clari, și varianta Delta, într-adevăr, am constatat că au prezentat, pe lângă forme severe sau mai puțin severe, și tulburări în sfera genitală, nu numai tulburări ale ciclului menstrual, și o să mă refer un pic aici la frecvența ciclului, în sensul că menstruațiile au devenit neregulate. E adevărat, pe o perioadă nu foarte lungă de timp. Salutar este faptul că sunt, să zicem, tulburări tranzitorii, care la un interval de 3, maxim 6 luni de la vindecarea infecției au dispărut. Le punem pe seama stresului provocat de infecția virală, inițial în absența vaccinului, care a adus clar un beneficiu în tot ceea ce înseamnă evoluția și tratamentul pacienților cu infectați cu virusul SARS-CoV-2, dar în faza inițială, când nu aveam la dispoziție vaccinul, și când constatam acea pneumonie severă cu sindromul inflamator generalizat, care se adresa în tuturor aparatelor și sistemelor, într-adevăr, pe lângă acest sindrom inflamator accentuat, vorbeam și de niște tulburări de coagulare, dacă vă aduceți aminte. Pacienții, în marea lor majoritate, primeau și tratamente anticoagulante. În acest context, pe lângă tulburările hormonale care au apărut în urma infecției în mod direct și în legătură directă cu asta, și tratamentele pe care pacientele noastre le-au primit cumva au influențat într-o oarecare măsură ciclicitatea, ritmicitatea, fluxul și durata ciclului menstrual. Cum spuneam și mai devreme, salutar este însă faptul că au fost totalmente tranzitorii, nu au afectat fertilitatea femeii, pentru că am fi putut bănui că există în contextul sindromului inflamator generalizat și o inflamație a mucoasei uterine, care ar fi stat la baza sau ar fi generat menstruațiile foarte abundente, de care s-au plâns o serie întreagă de paciente tinere aflate în perioadă fertilă, dar clar examenele ecografice și monitorizarea ulterioară a arătat, odată cu diminuarea sindromului inflamator generalizat și la nivelul organelor genitale interne, aceeași evoluție. Ce vreau să spun este că miturile legate de infertilitate post-infecție cu COVID sau post-vaccinare, pentru că știm bine că s-au tot vehiculat fake news-uri de toate felurile, este desigur un mit, nu putem vorbi despre așa ceva. Sunt femei care au rămas însărcinate în timp ce stăteau în izolare cu partenerii lor post-infecție cu SARS-CoV-2. Deci nu putem vorbi despre infertilitate în acest context. Vorbim însă de un stres sever al organismului, care s-a exprimat printr-o secreție crescută de cortizol, care a influențat desigur axul hipotalamo-hipofizo-ovarian și care ar putea să stea la baza tulburărilor de ciclu menstrual pe care le descriu pacientele vindecate de SARS-CoV-2. Aș vrea să ne spuneți care ar fi recomandările dumneavoastră în cazul în care o femeie care a trecut prin infecție constată totuși întârzierea ale ciclurilor menstruale, având în vedere că acestea pot avea cauze paralele cu infecția, poate, să spunem. Poate fi pur și simplu o coincidență. Știm bine că sunt o
serie întreagă de tulburări de ciclu menstrual, care pot fi prin hiperflux sau prin întârziere sau prin fluxuri abundente repetitive sau menstruații care pot să apară de două ori într-o lună. Nu putem să facem o corelare directă între infecția cu virusul SARS-CoV-2 și acest tip de tulburări persistente. Indiferent care este cauza, recomandăm femeilor care sunt în această situație să se adreseze medicului ginecolog, să facă un set de analize hormonale recomandate de acestea, să facă un profil hormonal, să-și facă niște analize legate de coagularea sângelui, pentru a vedea exact dacă sursa nu este cumva o tulburare de coagulare. Dar întotdeauna mesajul este: prezentați-vă la ginecolog, vedeți care este cauza, nu tratați cu indiferență și până la urmă cereți ajutor atunci când aveți nevoie. Totuși, să spunem că ar fi situații mai speciale în care femeile își doresc o sarcină și observă că nu o obțin. Care ar fi conduita pentru aceste persoane în privința investigațiilor? Și aici mă refer evident la cele care au trecut printr-o infecție cu SARS-CoV-2 în ultimul an. În primul rând, întrebăm pacienta ce formă de boală a avut, întrebăm dacă a fost nevoie de ospitalizare, evaluăm statusul hormonal în primul rând și pe lângă întrebările anamnestice, care desigur sunt extrem de importante, legate de prezența sau nu a ovulației, ritmicitatea ciclului menstrual, schimbările care ar fi putut apărea în urma infectării cu virusul SARS-CoV-2 sau chiar și în urma vaccinării, pentru că trebuie desfințate cu tărie miturile legate de infertilitatea sau tulburările în sfera genitală și în sfera reproductivă legate de vaccinare, indiferent ce fel de vaccinare este. Investigațiile bazice, dacă se poate spune așa, un examen de secreție, o ecografie transvaginală, o evaluare hormonală, de ce nu și evaluarea partenerului, pentru că în urma infecției cu virusul SARS-CoV-2 pot apărea tranzitor tulburări ale calității spermei. Și atunci poate fi recomandat un examen strict adresat partenerului, care să-l excludă, dacă vreți, din contextul ăsta de infertilitate de cuplu. Dar, repet, nu aș lega în mod direct imposibilitatea sau întârzierea apariției unei sarcini de o infecție recentă cu virusul SARS-CoV-2. Nu, am înțeles acestea legate de infertilitate și de, mă rog, de infecție și de vaccin sunt doar mituri. Sunt femei care au obținut sarcini fără probleme în această perioadă. Totuși sunt și femei care oricum nu obțineau sarcini și mă gândesc că la acestea o infecție cu SARS-CoV-2 a îngreunat, să spunem, problemele sau, mă rog, le-a făcut astfel încât să fie într-o zonă de incertitudine, nu neapărat legătură directă. Da sau nu? În orice caz, chiar dacă ar fi fost așa, un cuplu care oricum încerca și care nu a obținut o sarcină până la infecția cu virusul SARS-CoV-2, categorică nu va putea fi oprit să nu se gândească că poate și, să zicem, acest tip de infecție a contribuit sau contribuie la insuccesul lor. Trebuie neapărat să se adreseze, cum spuneam, medicului ginecolog și să găsească împreună soluții. Indiferent care este motivul infertilității, cu siguranță vor găsi o soluție, așa încât să devină părinți și să li se îndeplinească dorința. Revenind la persoanele care nu-și doresc copii, aș vrea să subliniați cât de importantă este această regularitate a ciclului menstrual și cât de important este ca femeile să-și cunoască bine organismul și orice abatere de la normalitatea lor să fie totuși semnalată specialistului cât de repede, pentru că, așa cum spuneam, pot fi alte probleme în substrat, nu neapărat infecția cu SARS-CoV-2. Sunt situații în care
Vă dau un exemplu, un stres prelungit, de pildă o perioadă mai grea la birou sau nu știu, o boală, o viroză, peste care treci cu bine, dar care în profunzime poate să afecteze și știm că echilibrele hormonale sunt extrem de sensibile la factorii de stres. Pentru că întotdeauna în context de stres, că este un stres emoțional, că e pozitiv sau negativ, și stresurile pozitive pot să creeze hipersecreție de cortizol, care imediat are efect asupra întregului profil hormonal al individului. La femei în speță, fiind foarte aproape de axul hipotalamo-hipofiză-ovarian, întotdeauna îl va influența. Așadar, orice context de stres, orice condiție care îți schimbă viața, inclusiv, să zicem, schimbarea locului de muncă sau schimbarea domiciliului sau chiar și o vacanță, poate să-ți deregleze un pic ciclul menstrual. Regularitatea ciclului menstrual este foarte importantă pentru că de ea depinde sau este în corelație directă cu ovulația. Ovulația este acel eveniment lunar care elimină ovocitul din ovar, acesta urmând să fie fecundat și, desigur, implantându-se să apară sarcina. Fertilitatea femeii este legată direct de evenimentul ovulator. De aceea, regularitatea ovulației și, deci, a ciclului menstrual sunt extrem de importante. Dar asta nu înseamnă că, fiind supuși vieții cotidiene și factorilor de stres, o mică dereglare menstruală, total tranzitorie, care să dureze chiar 2-3 luni, nu trebuie să fie îngrijorătoare. Dar trebuie să aducă pacienta la medic, să se investigheze și să cumva să-și liniștească mentalul apropo de potența ei fertilă în continuare și, de ce nu, despre sănătatea ei genitală. Acum, ca un mesaj de încheiere, ce le-ați sfătui pe tinerile femei care sunt în prima parte a vieții, care poate nu-și doresc copii, dar care ar trebui acum cu atât mai mult să aibă grijă de starea aparatului lor reproductiv, pentru că, așa cum spuneați, este, poate fi extrem de fragilă la un anumit moment? Vreau să sfătuiesc mamele fetelor să fie prietene cu ele și să creeze o legătură cumva atât de apropiată încât să le acceseze intimitatea și să le poată sfătui. Fetele tinere, din păcate, încă în ziua de azi, așa cum se întâmpla poate când eram eu tânără, sunt mulți ani de atunci, aveam așa o oarecare rușine, o oarecare teamă față de a aborda acest tip de subiecte, la fel și mamele noastre. Atitudine care nu mi se pare neapărat utilă. Mamele tinerelor fete trebuie să le învețe de mici ce înseamnă viață sexuală, ce înseamnă boală cu transmitere sexuală, să le povestească despre ciclu menstrual, să le creeze așa un preambul pentru ca atunci când ele vor deveni tinere femei să aibă aceste noțiuni și să nu vină la cabinetul ginecologului timorate, stresate, pentru prima dată la vârste peste 20 de ani, speriate că le-a ieșit o gâlmă sau că pierd sânge pe cale vaginală de 2 săptămâni sau că, nu știu, temeri de genul ăsta care ar putea foarte ușor, să zicem, acceptate, digerate dacă ele ar fi fost discutate înainte. Este un sfat pe care îl dau pentru că în viața de zi cu zi la cabinet mă întâlnesc cu acest tip de probleme. Desigur, tinerelor fete le recomand să-și înceapă viața sexuală protejându-se cu metode de barieră, să-și selecteze partenerii atât cât pot, să nu renunțe la contracepția de barieră decât atunci când sunt sigure că sunt angrenate într-o relație stabilă și să nu uite că dacă se vaccinează vor avea clar o șansă mai mică să dezvolte o boală de
gravă de tip cancer de coluterin, împreună cu partenerii lor, și să știe că dacă partenerii lor vor fi așa cum trebuie lângă ele, se vor vaccina și ei. Doamna doctor, mulțumim foarte mult! Și eu vă mulțumesc!